Chiar dacă în urma alegerilor locale din 9 iunie PSD este principala forță politică a județului, Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, își dorește colaborarea cu celelalte partide pentru a face majoritate, atât la CJT cât și la Primăria Timișoara, dar și în alte localități din Timiș. Simonis a punctat că partidul nu va intra în niciun joc pentru izolarea administrației Fritz, deși matematic s-ar putea face o majoritate împotriva USR-ului și a lui Dominic Fritz. Aceasta însemna înfrânarea Timișoarei, lipsa de progres a Timișoarei, iar noi nu vrem să câștigăm voturi de pe urma lipsei dezvoltării acestui municipiu atât de important și drag nou. Prin urmare, nu vom achesa la niciun plan care înseamnă izolarea lui Fritz sau USR-ului la Primăria Municipiului Timișoara. Ne dorim o colaborare, ne-am fi dorit să fie alt primar și altă majoritate. Timișorenii au ales altfel. Și nu avem dreptul să-i contrazicem pe timișoreni. Cred că majoritatea trebuie făcută în jurul primarului municipiului Timișoara pentru ca Timișoara să poată să recupereze decalajele față de alte orașe care erau în anii 90 sau chiar și 2000, mult mai puțin importante. În ceea ce privește PNL-ul, chiar dacă își dorește colaborarea cu acest partid, Alfred Simonis nu rămâne impasibil la atacuri. Prin urmare, președintele PSD Timiș îl înțeapă pe deputatul liberal Marilen Pirtea, sfătuindu-l că dacă vrea să-și arate utilitatea în partid, să-l ajute pe Nicolae Ciucă să-și scrie cartea. Am văzut că rectorul UVT și lider politic al PNL Timiș, bun, el e rector cu numele, pentru că cei care aveți contact cu universitatea știți că Mădălin Bunoiu e adevăratul rector al UVT, că el se ocupă de universitate. Dar domnul rector probabil că dorește să dea bine în fața șefului de partid. Eu am niște recomandări, că sfaturi nu-mi permit să-i dau. Dacă tot vrea să se dea bine pe lângă liderul de partid, ar trebui să-l ajute la scrierea cărții pierdute. Știți că e o carte anunțată pe toate panourile prin România, care nu mai apare. Dacă dorește să facă o comisie la UVT și să-l sprijine să scrie cartea aia, poate să o facă, se apropie de domnul Ciuc. Făcând o comparație, președintele PSD Timiș a menționat că sportivii români medaliați la Olimpiadă primesc toți 2,4 milioane de euro, iar cartea lui Nicolae Ciucă și promovarea ei va costa 4 milioane de euro din bani publici.